Îți mulțumesc încă o dată foarte mult că ești astăzi alături de mine, alături de noi. Cu mare plăcere. Chiar și așa de la distanță, în vremurile astea, lucrăm cu ce putem și cum putem. Înțeleg că pentru multă lume e ciudat acum, dar pentru noi facem asta de mulți ani. Apropo de experiența ta de acești mulți ani, de când lucrezi oricum cu echipe la distanță, cum ai reușit și cum reușești să conduci un business nefiind într-un birou zilnic alături de echipă? Și acum, în perioada aceasta, lucrând efectiv de acasă. Da, e greu de răspuns această întrebare, să fiu sincer, pentru că nu știu exact cum fac. Pentru mine e normalul, e naturalul. Am lucrat și în echipe, înainte să am propriul business, am fost angajat într-o companie, într-o corporație. Și am lucrat într-un open space și aveam super colegi în jurul meu, mă simțeam foarte bine acolo, dar ce-mi lipsea, cred că era foarte mult control asupra ceea ce vreau să fac, cum vreau să fac și unde aș vrea să fiu. Țin minte că la un moment dat le propusesem, respectivei companii să deschidă un birou într-o grădină vara, pentru că era foarte enervant să stăm în interior. Și toți au zis, mamă, ce idee bună, dar s-au oprit acolo discuțiile. Nu au mers mai departe. Și atunci când a venit momentul să-mi creez propria companie, modul în care am ajuns să lucrăm la distanță a fost de nevoie. Nu e ca și cum mi-am propus, hai să-mi fac o echipă remote. Pur și simplu oamenii pe care mi-i doream alături de mine, cu care să pornesc o companie la drum, erau în alte orașe. Și mi-am dat seama că ei sunt oamenii cu care vreau să merg înainte. Nu are niciun sens să ignor pe ei și să caut niște oameni locali doar ca să am un spațiu pe care să-l controlez. Asta pe de-o parte și pe de altă parte nu sunt un om bun care să controleze. Nu e atul meu cel mai bun. Prefer să aduc oameni în jurul meu care nu trebuie controlați și care... cu care să interacționez cât mai puțin, dar atunci când interacționez, interacțiunea să fie foarte valoroasă. Cum ai reușit tu și ce sfat ai pentru alți antreprenori să setezi obiective și task-uri pentru colegii din echipă și în același timp să te și asiguri că sunt îndeplinite, că fiecare știe ce are de făcut și își duce rolul sau partea la bun sfârșit? Sunt două lucruri aici, cred. Un aspect ține de contextul din zilele noastre, când ești forțat să lucrezi remote. Și când ești forțat să lucrezi remote, foarte multă lume probabil încearcă să adapteze modul de lucru pe care îl aveau până în momentul respectiv ok, hai să vedem cum adaptăm acest mod de lucru ca să lucrăm la distanță. Și da, aud de la foarte multă lume treaba asta cu controlul, cu cum știm că se întâmplă task-uri, cum ne asigurăm că persoanele respective nu pierd timpul sau nu fac altceva decât ceea ce spun. În sistemul ăsta de lucru sau modul de lucru remote nu ar trebui să presupună treaba asta, sau cel puțin la noi nu. Și nu e ca și cum ne considerăm experți, e pur și simplu modul în care am crescut noi până acum. Oamenii pe care am adunat în jurul nostru au fost oameni care nu făceau task-uri, ci duceau proiecte la bun sfârșit. Și asta e ceea ce vrem să facem. E un proiect, avem nevoie ca el să se întâmple. Momentul în care te blochezi, e important să știi să ceri ajutor. La sfârșitul săptămânii noi facem iterații săptămânale și avem o singură întâlnire pe săptămână în care vedem ce s-a întâmplat, ce nu s-a întâmplat, unde ne-am blocat, cum mergem mai departe. Sună simplu, nu e? Și noi încă avem mult de lucru pe zona asta în a optimiza procesele astea. Procesul acesta funcționează bine când săptămână de săptămână toate lucrurile se întâmplă și nu se blochează nimeni. Nu e așa în realitate, dar cu siguranță o facem mult mai bine decât o făceam acum un an și față de cum o făceam acum 3 ani de zile. E un proces continuu de învățare, dar cred că asta e un aspect foarte important. Nu e vorba de task-uri, e vorba de proiecte care trebuie duse la bun sfârșit. Ceea ce înseamnă că într-o echipă remote, oamenii sunt puțin așa, spirit antreprenorial, toți colegii tăi. Ok, tu ești co-founder în companie, tu ai acțiuni în companie, o parte din angajați poate au, o parte că nu au, dar succes vor avea cei care au această atitudine antreprenorială în asta trebuie făcut, ce pot face eu ca să duc la bun sfârșit și ce resurse am nevoie și să apelez la acele resurse pentru a se îndeplini lucrurile. Mm-hmm. Deci până la urmă nu ești doar așa o simplă rotiță, ți se dă ceva de făcut, ți-ai făcut treaba și dați te aștepți până săptămâna viitoare sau o altă zi când cineva îți mai spune ce ai de făcut. Garantat. Adică e așa, trebuie să ai un spirit intraprenorial până la urmă, exact, chiar dacă nu e firma ta. Exact. Să... exact, rotițe remote nu au funcționat niciodată. Deci, rotițele funcționează doar când sunt toate parte din același sistem. Rotițe remote-ele nu funcționează. Sisteme remote, roboți care, sau cuvântul roboți aici poate fi înțeles greșit, dar ideea este că sisteme independente funcționează foarte bine și în multe alte locuri decât în zona de business. Rotițe remote, nu, sub nicio formă. Tot timpul vor sta pe loc, că nu vor ști, nu vor fi trase de nimic, nu vor fi împinse de nimic, nimic nu le va învârti. Și cred că e o metaforă foarte bună asta cu rotițele, da. Ai anticipat cumva puțin acum următoarea mea întrebare, chiar voiam să știu dacă ce așteptări să ai ca manager, ca founder de la echipa ta, adică cât îi lași să-și asume responsabilități? Aștepți de la ei să aibă și inițiativă sau doar așa să răspundă la niște task-uri, să le bifeze și apoi facem următorul lucru? Da, e foarte bună întrebarea și noi folosim un sistem, am început de anul trecut să folosim un sistem în care ne raportăm toți, inclusiv noi, founderii, cât și angajații, colegii. E o matrice de responsabilitate și inițiativă, care practic pleacă de la un nivel 1, pas 1, care ar fi poate în ceea ce am considerat un junior entry level într-o companie, până la un level 6, step 4, pas 4. Practic deci sunt 24 de poziții în matricea asta, unde e nivelul maxim la care poți să crești într-o companie. Și pentru fiecare celulă din matrice, practic avem care este responsabilitatea pe care o ai în locul respectiv și care este inițiativa. Și cu fiecare persoană cu care lucrăm, prima întrebare este tu unde te vezi acum în această matrice și unde îți dorești să ajungi. Astea sunt singurele criterii pe care ne uităm, responsabilitate și inițiativă, care par simple, dar este ceva mai complicat de setat sau de multe ori inițiativă e rău înțeles sau greșit înțeles, inclusiv responsabilitatea. Adică se întâmplă uneori să consideri cineva că eu sunt responsabil de proiect, dar a fi responsabil de un proiect înseamnă că nu aștepți deloc să ți se spună ce ai de făcut, ci tot timpul ești stăpân și îl duci la bun sfârșit și ești proactiv. Iar el să considere că cineva să considere că e responsabil pe proiect pentru simplu fapt că i s-a dat un proiect. Nu, ține mult de atitudine și de modul în care lucrezi în proiectul respectiv și cum abordezi lucrurile. Și de-aia e un exercițiu foarte interesant, pentru că când facem acest exercițiu, practic, ok, întrebăm persoana tu unde te vezi, unde ai vrea să fii, dar și noi facem același lucru. Unde îl vedem noi acum și unde am vrea să ajungă și suntem transparenți. În momentul în care el ne spune și noi îi spunem și vedem, ok, de ce sunt discrepanțe, unde vedem discrepanțele și încercăm să ne aliniem ca să ducem lucrurile în zona corectă. Cred că sunt singurele lucruri care contează cu adevărat în munca remote, e partea asta de responsabilitate și de inițiativă. Nu e de timp. Uneori e foarte posibil ca atunci când îți iei responsabilitatea sau inițiativa pe un proiect să depășești ușor 8 ore pentru că îți dorești foarte mult acea creștere. Alte ori e foarte posibil ca în 4 ore să-ți termini tot și să poți să... În zilele noastre nu să ieși nicăieri, ci să stai în casă în continuare, dar... chiar nu ne uităm la timp. Ne uităm doar la gen, ok, noi avem și un sistem pe care a început recent să intre și el în România, mai ales în companiile de tehnologie, îi se spune OKR, Objective Key Results, în care le ducem până, am început acum să ducem inclusiv la nivel individual, în care fiecare persoană își setează un obiectiv pentru acea creștere, practic, până unde vrea să ajungă și niște rezultate cheie pe care vrea să le aibă și săptămânal ne uităm pe ele să vedem, ok, unde suntem, cum suntem, unde e creșterea, ce se întâmplă. Nu numărăm ore și nu numărăm task-uri. Am înțeles. Sunt lucruri diferite pe care ar trebui să le ai în vedere, eu știu, și în funcție de mărimea echipei. Dacă ai 5 oameni în firmă, 10, 20, 100, 1000 de oameni în firmă, la partea aceasta de lucrat remote acum? Depinde foarte, foarte mult de cum se face acea structură. Experiența maximă pe care o aveam este la 10. Am lucrat cu echipe în care, ca și cu mulți ani în urmă, ca și consultanță pentru echipe care aveau sute și cunoaștem echipe cu mii de angajați remote la nivel internațional. Dar experiența noastră, da, e până în 20 de persoane. Modul în care vrem noi să scalăm este tot la nivel de responsabilitate și inițiativă. La un moment dat, să zicem că ajungi la sute de oameni remote, cu siguranță nu vei putea comunica cu 100 de oameni. Ce vei putea comunica va fi cu un grup limitat, nu știu, 5, 6, 7 oameni, cam asta e limita în care poți comunica eficient. Să poți să-ți faci și treaba, că dacă nu vei comunica într-una și nu se întâmplă absolut nimic. Modul în care vedem noi lucrurile este să se întâmple celule independente, duce iarăși în zona aia intraprenorială, în care sunt celule independente care iau un proiect și nu au nevoie de resurse în afara celulei pentru a funcționa. Practic, chiar dacă sunt 1000 de oameni, nu sunt decât un grup foarte mare de mini-companii, dacă vrei, care fiecare știe ce are de făcut și unde trebuie să livreze și cum. Asta e modul în care s-ar lucra. De exemplu, o agenție care ar lucra cu foarte mulți oameni remote, o astfel de celulă poate să ia un client sau doi clienți și atât. Nu e o celulă care face design și o celulă care face programare pentru toți clienții, pentru că, din punctul meu de vedere, e foarte, foarte dificil pe partea de comunicare. Sunt și afaceri, ceea ce spui tu se aplică foarte bine pe zona de tehnologie. Startup-uri, companii mai mari sau mai mici din zona de tech, exact ce spuneai tu acum, agenții, însă sunt și companii care au probleme sau nu pot fi conduse de la distanță până la urmă. Adică sunt niște domenii care trebuie să recunoaștem că nu poți să faci un business de la distanță, trebuie să fii în piață, ceea ce se și vede că sunt încă firme care lucrează. Ce opțiuni există pentru aceștia, pentru manageri, pentru fondatori? Ei sunt într-adevăr într-o situație în care trebuie să învețe puțin mai mult decât ceilalți. Eu am învățat foarte mult cum să fac să lucrez remote. Probabil să fiu pus într-un birou, nu aș fi la fel de eficient cum ar fi alții care sunt foarte bine pregătiți să lucreze într-un birou, dar nu s-ar descurca la fel de bine remote. Ce aș recomanda este, în astfel de business-uri, este doar oamenii critici să stea în sediu și celelalte poziții să fie deschise remote. E cumva la mijloc între... sunt business-uri care sunt conduse tot așa, cu un nucleu critic și restul totul externalizează către agenții, dar agențiile nu vor avea neapărat întotdeauna acel commitment sau nu știu cum să-i spun, implicarea pe care ți-ai dori-o în compania ta. Ai putea înlocui practic agențiile cu oameni care să lucreze remote, dar să fie angajați și să fie fideli culturii și viziunii pe care o ai. Doar că atunci, da, va trebui să înveți să le faci pe ambele. Și să lucrezi remote și să lucrezi in office, dar avantajul mare în situația asta este că atunci când lucrezi într-un sediu nu te va distrage nimic de la nucleul pe care îl faci. De exemplu, nu știu, un business care face bere artizanală. care au avut recent o discuție. Gen, singurii oameni care ar trebui să lucreze în locație, în locul respectiv, la birou, ar trebui să fie cei care fac rețeta de bere și care o implementează. Atât. Restul, tot ce ține un business, și un business are mult mai mult decât oameni care fac rețetele și implementează rețetele de bere, sunt foarte multe lucruri care pot fi externalizate. Ce ați observat voi în această perioadă la clienții cu care lucrați? Ce date ați extras de la ei? Ce vedem este că echipele care... E mult să spunem că facem o corelație, sunt mulți factori acolo, dar vedem echipe care sunt pe creșteri mari în perioada asta, ca business. Și produsele pe care le fac au legătură cu ajută mai mult în perioada asta, dar și ei sunt remote și sunt agili. Vedem business-uri care, poate și din frică, poate și din alte considerente, practic au decis să ia pauză de la business. Mm-hmm. Au pus totul pe pauză și așteaptă să vină înapoi. Și da, datele lor s-au dus în zero. Ce e foarte interesant este că avem inclusiv în portofoliu companii care nu erau obișnuite să lucreze remote, lucrează acum remote și dar cumva motivate. Este o companie care este din zona de livrare-mâncare, uh-huh. Motivate de impactul pe care îl pot avea acum, se mișcă de 3-4 ori mai repede în implementări și în ceea ce fac, deși sunt remote și n-au mai făcut asta până acum. Foarte deci, tare. Clar, se poate. Da. Am fost așa, a fost o digitalizare forțată în toată România, oarecum. Da. Cum poți face recrutări de la distanță? Ceva ce, la fel, voi ați făcut asta constant până la urmă, dar ce sfat ai și pentru alți antreprenori? Partea asta cu recrutarea, trebuie să recunosc că e cea mai dificilă dintre toate. E foarte greu să recrutezi la distanță persoane care lucrează în birou și ni s-a întâmplat frecvent să găsim oameni foarte buni care să spună da, dar eu îmi doresc să am colegi și să merg la birou și să nu ajungem la o înțelegere. Dar da, am găsit și acei oameni care au spus că vor să facă migrarea. Vor să ajungă să lucreze remote pentru că vor să se mute mai departe de oraș, pentru că doresc o curte și familiile lor să aibă o viață mai bună, pentru că vor să nu mai stea mult în trafic, pentru că tot felul de motive cât se poate de reale. Nu am găsit încă o rețetă pentru recrutare. Pe absolut fiecare persoană pe care am adus-o până acum e o poveste total aparte. Avem persoane pe care le-am angajat scriindu-ne pe chat-uri de la suport de pe site. Am ajuns să ne cunoaștem și să învățăm unii despre alții și să ajungem să le facem o ofertă. Deci, nu avem o rețetă aici. Ce facem de fiecare dată când vrem să angajăm? De obicei mă uit în comunitățile de freelanceri. Și cu multe persoane cu care lucrăm, decidem prima dată să facem o colaborare de tip proiect, să vedem cum merge. Și abia apoi venim și facem o propunere de lucru permanent. Ce unelte recomanzi pentru echipe, pentru antreprenori, pentru cei care lucrează acum de la distanță? În tot felul de resurse, cum este acum și Zoom, de altfel. Da, de obicei, dar ce alte unelte recomanzi? În principiu, sunt cam 3 unelte mari și late de care ai nevoie din punct de vedere al tehnologiei. Cea de videoconferință, unde, da, noi folosim Zoom în prezent și uneori Hangout, Google Hangout. Cea de chat, unde folosim Slack. Și cea de project management, unde am folosit până recent Trello și acum folosim Asana. Dar tool-urile sunt departe de a fi atât de importante cât e disciplina și cât e o metodologie pe care să o implementezi. Pentru noi un impact foarte mare l-a avut implementarea de ședințe tip L10. E un sistem de ședințe destul de practicat în vest, cu o structură foarte strictă, pe care o urmăm și ne-a permis de la avea mai multe ședințe pe săptămână, la avea o singură ședință pe săptămână în care să ne aliniem, doar din cauza că ne-am structurat mult mai bine în ședința respectivă. Acest sistem de OKRs, în care se setează obiective la nivel de companie, departamente și persoane, iar în acel L10 avem 10 minute în care revizuim fiecare unde e, cum e, ce se întâmplă și se stabilește ușor dacă suntem on track, off track, față de ce ne-am dorit să facem. Și da, suntem în continuu proces de învățare pe ele. Teoretic sună toate foarte bine, când urmează să le implementezi în practică, de fapt, trebuie să faci iterație după iterație până când ajungi să le faci bine. Dar da, iarăși, suntem mult mai ok decât eram acum un an sau față decât eram acum 3 ani. E un proces foarte, foarte ok. Și cam astea sunt tool-urile, de fapt, pe care le folosim, da. Menționai acum ce tool-uri folosiți voi și cum că până la urmă a trecut și la voi ceva timp ca să învățați să ajungeți așa mult mai on track așa cu ceea ce faceți, să nu mai pierdeți vremea. Deci, până la urmă, e o chestiune de timp și disciplina pe care trebuie să aibă și managerii și fondatorii în această perioadă. Da. Nu știu, dacă poți să dai 3 sfaturi despre ceea ce ar putea să facă în această perioadă cu echipele, cu munca de la distanță, cum să-și păstreze business-ul, măcar pe același făgaș, dacă nu se poate, în creștere. Da. Ce aș face eu? Nu știu cât de măsură pot să fiu să dau sfaturi, dar ce aș face eu dacă m-aș afla într-o situație în care brusc ar trebui să migrez? Cred că primul lucru pe care... Ideea este așa, în momentul de față, e clar că toată lumea simte o presiune. Fiecare angajat simte o presiune imensă pe umeri, se teme de viitorul lui, se teme de viitorul firmei și clar există un interes de a face lucrurile să meargă. Cred că e cel mai periculos lucru pe care ai putea să-l faci în momentul de față este să nu permiți acea energie să devină pozitivă și să impui, să tratezi persoana respectivă ca pe o rotiță, când s-ar putea să fie un potențial foarte mare acolo de un sistem. Și din punctul ăsta de vedere, cred că e un exercițiu foarte bun, poate, de transparență. Gen, asta e situația, voi ce idei aveți? Cum vedeți să ieșim din situația în care suntem? Ce ați vrea să faceți care credeți că ne-ar putea ajuta? Și dați frâul liber. Lumea, acum că e speriată, cel puțin cei care au inițiativă nu vor face cu gândul, vai, mă duc acasă și stau să mă uit pe Netflix. Cred că o vor face clar interesați. Vor fi și acei oameni care poate de-a lungul timpului, din diferite motive, și-au pierdut interesul și singurul lucru la care se gândesc este cum pot să fiu o rotiță cu minte ca să nu pierd locul de muncă acum. Dacă își doresc să fie rotițe, ok, comunicați-le foarte bine ce pot face ca și rotițe în momentul ăsta. Și ei, iarăși, vor da silința, sigur, să-și facă acele task-uri foarte bine. Dar pe ei nu-i puneți într-o situație în care să aibă inițiativă și ownership, pentru că nu vor fi. Practic, ca și manager, cred că trebuie să fii într-o poziție foarte bine să vezi cine, unde e și să le dai frâul liber în momentul respectiv. Partea de transparență mi se pare foarte importantă. Și da, asta aș face eu. Practic aș zice, asta e situația în care suntem, asta e ceea ce se poate întâmpla, asta e ceea ce vrem să facem, ce idei aveți voi, hai să mergem să le facem și să-i dăm bătăi. Cum au fost pentru voi ultimele 2, deja am intrat în a 3-a săptămână, și ce planuri aveți pentru perioada următoare sau cum credeți că vor evolua lucrurile? Ce v-ați făcut? Pe noi nu ne-a afectat absolut deloc. Era chiar o memă umblă pe Facebook în care spunea acum știu cum se numește stilul nostru de viață, carantină. Nimic nu s-a schimbat în modul în care face... Sau, nu, mint puțin. Din cauza că s-a oprit școala și grădinițele, eu și soția suntem amândoi co-founder în companie și, practic, a trebuit să, în loc să lucrăm 8 ore împreună, ne împărțim. 8 ore cu 8 ore. Asta, într-adevăr, s-a schimbat, dar nu a schimbat în fluxul nimic în procesele din companie, cum funcționăm. Și asta, iarăși, e un lucru foarte important. Există lucruri remote sincron, în care asta e ceea ce încearcă majoritatea companiilor să facă acum. Practic, au activitatea din birou, o duc remote, activitatea este sincron, în care fiecare e ca o rotiță, una după alta, gen dacă eu fac un pas, următorul pas trebuie să-l facă următoarea persoană, ceea ce înseamnă că nu se va întâmpla într-un punct nimic până când nu voi comunica acel lucru și dacă nu comunic la timp, vor fi timp morți și așa mai departe. Și activitatea asincron, care asta pe proiecte. Gen, eu știu ce proiecte am de făcut, știu care sunt resursele, mă pregătesc din timp să mi le primesc, dar nu depinde de nimeni. Lucrul remote sincron e foarte dificil. Garantat. Și nici nu știu, eu nu știu nicio companie care să-l facă sau să-l facă bine și nici eu nu cred că aș fi într-o poziție în care să pot să fac treaba asta sincron. Asincron îți permite să facem ușor, ne permite să facem ușor treaba asta. Ok, eu lucrez, astăzi mi-am început programul la ora 4. Nu afectez activitatea celorlalți colegi din cauza asta. Deci da, asta e singurul mod în care ne-a afectat activitatea. Din perspectiva clienților, da, vedem clienți care... Noi lucrăm cu datele lor. Noi analizăm comportamentul clienților noștri și îi ajutăm pe ei să construiască produse mult mai bune. Vedem produse care au pierdut foarte multe date. Practic, volumul de utilizatori a scăzut la peste 90%. Practic, sunt companii... Nu mi-aș dori să fiu acolo în momentul de față. Vedem companii care sunt cu creșteri de 30, 40, 50% în doar 2 săptămâni. Singurele companii de unde am avut reacții puternice din clienții noștri au fost din România. Avem companii în peste 13 țări. Singurele reacții pe care le-am avut de... Nu aș zice de panică, dar de... Reacții mai puternice au fost din România. Din toate companiile pe care le avem și cu tot ce discutăm în afară e ok, suntem într-o situație de asta, hai să vedem la ce planuri lucrăm în continuare și pe ce ne axăm. Foarte puține companii din România în prezent fac planuri, lucrează, implementează și se adaptează. Ceea ce sunt puține, dar începem să vedem și la noi. Am început să vedem și la noi compania asta și asta mă bucură într-un fel. La noi este posibil să fie din cauza incertitudinii ceva mai mari din partea statului și a măsurilor pe care le iau, le modifică de la o zi la alta. Da. S-ar putea ca asta să fie motivul. Da. Voi, din punct de vedere al business-ului, v-ați revizuit puțin ce se va întâmpla în perioada următoare sau ce planuri aveați până la finalul anului sau deocamdată este încă prematur să faceți asta? Da, nu. Ne-am revizuit puțin următoarele 3 luni de zile, principalul motiv fiind că procesul de vânzare a încetinit și pentru că, într-adevăr, peste tot în lume, când vine vorba de a implementa o soluție nouă care presupune un cost în plus. Într-adevăr, la asta peste tot în lume observăm că da, suntem interesați, dar hai să mai vorbim peste o săptămână, nu sunt fermi în a lua decizia pe moment, pentru că așteaptă să vadă ce se întâmplă. Și din punctul ăsta de vedere ne-am schimbat puțin planul pentru următoarele 3 luni pentru a ne stabiliza puțin în anumite procese pentru scalare. Considerăm că, ok, hai să investim foarte mult ca atunci când se termină aceste 3 luni să putem să ne dublăm numărul de clienți pe care îi putem lua într-o anumită lună. Știu că era vorba și de o posibilă nouă investiție. S-a schimbat ceva în acest sens? Din punct vedere sau din punct de vedere al investitorilor, ce ați văzut în piață? Nu vedem nimic schimbat față de cum știam că e. Suntem în discuții cu investitori în continuare, avem intro-uri și niciuna dintre discuții până acum nu a pus acest... Toată lumea o tratează ca pe o chestie temporară. Marea majoritate a investitorilor cu care am vorbit sunt din afara țării până acum. Nu știu să spun despre investitorii de la noi. Cool. Mă bucur mult. Îți mulțumesc frumos, Claudiu. Mult succes să aveți în continuare și stay safe. Mulțumesc și eu și da, pentru toată lumea să fiți în siguranță, sănătoși și aș profita la maxim de timpul ăsta pentru... și la nivel personal și la nivel de companii, pentru planuri de ce se întâmplă când ieșim. Știu că e greu. Multe companii au pierdut foarte, foarte mulți bani în momentul de față și probabil că e foarte greu să faci asta când nu ai veniturile necesare, dar pentru cele care pot, pe asta m-aș concentra. În câteva luni, în cel mai rău caz, nu știu, într-un an, cu siguranță vom ieși din criza asta și vor fi unele companii care vor fi foarte pregătite să iasă și altele nu. Și ce aș recomanda tuturor este să se regăsească în cele care vor fi pregătite. Mulțumesc frumos! Mulțumesc și eu! Grijă de voi! Succes! Toate bune! Ceau! Ciao.